Accidentul s-a produs în localitatea arădeană Iratoșu, puțin înainte de ora 8. În microbusul școlar se aflau 7 copii când vehiculul a fost izbit în partea stângă de o mașină al cărei șofer nu a acordat prioritate. În timp ce veneam de la grădiniță unde am lăsat o parte din copii, veneam pe drumul ăsta, ce 50 de metri, BMW-ul din ce se vede, au ieșit din strada asta alăturată și cu o viteză imensă m-a izbit de m-a lovit acolo. Un pic a redus că a văzut o mașină pe drumul prioritar, am crezut că se oprește. Dar nu a oprit. Se pare că șoferul vinovat de producerea accidentului nu își curățase bine de gheață geamurile și nu a observat apropierea microbuzului școlar. A acordat prioritate unui autoturism, după care a ieșit în șoseaua principală. Microbuzul a fost lovit în partea din față lângă șofer. 3 dintre cei 7 elevi aflați în vehicul au ajuns la spital. 2 fete cu vârsta de 9 și 13 ani și un băiat de 6 ani au ajuns în unitatea primire urgență Arad. Copiii sunt în stare stabilă, conștienți, diagnosticați cu traumatisme ușoare la nivelul corpului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.